În acest weekend are loc la București turneul numărul 5 din campionatul național de handbal juniori 3, organizat de Steaua București. Giurgiu va fi reprezentată de CSM Dunărea Giurgiu, antrenată de Relu Lixandru. Giurgiuvenii vor disputa 4 meciuri și trebuie să le câștige pe toate dacă vor să meargă la turneul semifinal. Ne așteptăm să câștigăm toate jocurile ca să ne calificăm la turneul semifinal. O să încercăm să câștigăm toate jocurile, cu toate că e destul de greu. Asta e faptul că jucăm la Steaua acasă, iar Steaua este contracandidata noastră efectiv la locul numărul 2 din grupă. Tot în acest weekend ar fi trebuit să joace și echipa mare de handbal masculin. Etapa s-a amânat din cauza indisponibilității unei săli de joc, dar acest lucru nu îi deranjează pe giurgiuveni. Chiar ne prinde bine că avem o groază de jucători accidentați și numai bine ne putem pune la punct cât de cât cu revenirea după accidente. Ne prinde foarte bine. Chiar ne doream o pauză. CSM Dunărea Giurgiu are mai mulți jucători accidentați, iar până la etapa de duminica viitoare este posibil ca aceștia să se refacă.